Da, bună seara tuturor. Avem și de data asta un oaspete de seamă. Am reușit să-l aducem tocmai din Emirate pe Adrian Mutu. Hai, arătați-l pe Mutu, că e lumea sătulă de mine, da? Dragii mei, această emisiune are un avantaj sau poate are un handicap. Invitații nu trebuie să prezentați, pentru că dacă spui Adrian Mutu, toată lumea știe despre cine e vorba. Și dacă el nu se înscrie chiar pe în triou, în tripleta socotită cea mai mare, cea mai talentată, și e vorba de Hagi, Dobrin și Balaci, Mutu e, după majoritatea opiniilor, undeva alături, dacă nu chiar pe picior de egalitate cu cei trei. Vă reamintesc, între altele, că Mutu a ieșit de 4 ori cel mai bun fotbalist român al anului în ancheta gazetei, care este foarte veche. De asemenea, că este golgheterul absolut al echipei naționale, ex aequo, la egalitate cu Gică Hagi, fiecare având câte 35 de goluri. V-am spus că l-am adus din străinătate, de fapt nu l-am adus noi, ar fi fost prea mult. A venit la școala de antrenori a federației, este cursant acolo, urmează să ia cât de curând licența pro, ceea ce vrea să însemne, cel puțin asta deduc eu și o să-l întreb dacă e adevărat, că de acum încolo se dedică meseriei de antrenor. Bună seara, primul rând. Da, este adevărat. Asta voi face, sau asta încerc să... O să încerc să fac de acum încolo, pentru că îmi place foarte mult, pentru că e ceea ce știu să fac, e fotbal, ceea ce mi-a plăcut de mic, această pasiune, iar acum, dacă ne mai putem jucând, prin antrenorat, încerc să rămân acolo în mijlocul acestui fenomen. Vorbeam mai devreme că au trecut 20 de ani de când ai venit la o emisiune la Pro TV, la procesul etapei, 20 de ani, și evocam împreună amintiri. Adi, la un moment dat a surprins faptul că după o ucenicie, mă rog, o încercare la voluntari, în loc să continui aici, să rămâi aici, sau măcar în zonă, ai plecat tocmai în Emiratele Arabe. Astăzi, pentru cine nu știe, Adrian Mutu antrenează pe Al-Wahda, așa se pronunță? Al-Wahda. Wahda. Al-Wahda din Emirate, unde e? În Dubai, unde e asta? Abu Dhabi. În Abu Dhabi, dar echipa Under 21. Asta a surprins, adică față de ce mare jucător ai fost, faptul că te-ai dus la o echipă Under 21 și de ce te-ai dus și cât câștigi acolo, că fără întrebarea asta nu putem continua emisiune. Să începem cu ultima. Câștig foarte bine, foarte bine, mult peste ce în România, ca să spun așa. Deci la Under 21 se câștigă mai bine decât, să zicem, dacă ai antrena în România pe FCSB? Mult mai. Probabil, la ce știu eu acum, dintre antrenorii care sunt în Liga 1, aș fi pe al doilea, probabil. Ăia n-au ceva ziare de sport pe acolo, ca să ne nu știu, ne mai mutăm și noi? Dau, au site-ul lor, pun pe site, pun pe Instagram, pun pe, nu știu, pe Facebook, cred, pun tot felul de știri despre și despre echipa a doua, despre Under 21. Am plecat pentru că vreau să învăț această meserie, iar ca să învăț această meserie foarte bine, pentru că visul meu sau ceea ce mi-am propus să de la această meserie, targeturile sunt mult mai înalte decât unde antrenez eu acum sau decât Liga 1 a României. Vreau să ajung să antrenez în Fiorentina, vreau să ajung să antrenez în Italia, vreau să ajung să fiu un antrenor la echipe importante. Care, scuze-mă, care este topul? Care e cea mai tare echipă pe care visezi să o antrenezi? Eu le reamintesc acum telespectatorilor, nu, celor care privesc, sunt obișnuit cu termenul telespectator, aici totul e pe net, că Adi Mutu a jucat la 3-4 echipe, super echipe, să zic așa, la Inter, la Chelsea, la Juventus și la Fiorentina. Au mai fost și altele, dar astea cred eu că au fost vârfurile carierei. Bun, da. Unde tinzi? Adică care eu e punctul cel mai înalt? Everestul.
Eu îmi doresc să antrenez într-o zi Fiorentina și nu neapărat pentru că echipa cea mai, că nu este echipa cea mai importantă dintre cele patru pe care le-ați enumerat, dar pentru mine e cea mai importantă, pentru inima mea, pentru sufletul meu. Și acolo mi-aș dori într-o zi să antrenez. Am avut o perioadă extraordinară și îmi doresc ca și antrenor să am performanțe cu această echipă, pentru că mi-a rămas mie în inimă și suporterii știu, cunosc pe toată lumea acolo și... Deci visul tău e Fiorentina. Dacă mergem la Firenze pe stradă, te oprește lumea? Vă dați seama că, da. Putem să mâncăm o bistecă amândoi gratis. Da. Ca să devin un antrenor și ca să învăț această meserie, aveam nevoie de liniște. În România am început la voluntari, chiar dacă am salvat echipa de la retrogradare, la nivel emoțional nu a fost o experiență foarte plăcută pentru mine, pentru că presiunea pe care am avut-o, faptul că sau anumite lucruri pe care le-am văzut acolo m-au făcut să nu doresc așa de mult să antrenez în România, pentru că sunt unele lucruri pe care eu nu pot să le accept sau nu pot să le concep, nu sunt normale. Și... De pildă, dă-mi un exemplu. Urmând să te întreb eu ceva apropo de asta. Păi, lipsa de infrastructură, condițiile nu sunt... Adică se cere foarte mult, se cere maximul, dar nu se oferă nimic. Și aici nu mă refer neapărat la bani, pentru că salariul unui jucător și-l negociază fiecare și fiecare acceptă suma pe care o crede de cuvință, dacă accepti. Sigur, sau nu acceptă. Sau nu acceptă. În fine, n-ar trebui să se plângă jucătorii de acest lucru, pentru că ei acceptă, nu-i obligă nimeni. Dar infrastructura, faptul că anumite persoane își bagă coada sau nasul, sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, în alcătuirea echipei, în viața echipei, în tot ce înseamnă organizarea echipei, sunt lucruri pe care eu nu mi se par normale și nu ar trebui să existe. Sigur că nu sunt normale, dar spune-mi altceva, Adi. La noi circulă părerea, e vehiculată, cum că șeicii sunt chiar mai răi decât europenii. Că la prima chestie se supără și te dau afară. A fost cazul chiar și cu Olăroiu. Olăroiu, în ciuda rezultatelor, a avut un necaz de genul ăsta. A aruncat cu un tricou, avea chipul șeicului pe spate și a ieșit un tămbălău. Da, pentru că în contract e o clauză care se numește, sau se spune politeness, care eu n-am înțeles-o ce înseamnă. Și am spus, dar ce, dacă nu-ți dau bună ziua, ce faci, mă dai afară? Și interpretează cum vor, dar această clauză există. Deci, practic... Adică dacă nu saluți, riști să te dea afară. Riști să te dea afară. Există această clauză. Dar ei nu o interpretează în modul ăsta. Nu interpretează. Dar altfel, ca șeicul să spună, bagă-l pe ăla... Nu se întâmplă acest lucru. Schimbă-l pe ăla... Nu se întâmplă acest lucru și vă mai spun ceva, Naovi. Îți oferă... Deci, pe care încă nu e șeic, da? Da. Îți oferă totul. De la situația materială, de la bazele, de la infrastructura care... Tot ce vrei, organizarea echipei, sunt super, sunt tot. Adică, bun, vorbim de echipa Under 21, da? De la Al Wahda. Sunt condiții mai bune acolo decât la echipele noastre de... Sunt condiții pe care... Decât la FCSB, la Dinamo, la echipele mari. Eu știu condițiile de la FCSB. CFR, Cluj și așa mai departe. Știu condițiile de la Dinamo și de la FCSB, pentru că am fost în ambele baze și am văzut. Decât Dinamo, siguranță. FCSB... Hai să spunem, n-am intrat chiar peste tot, am intrat în sală, am văzut niște terenuri. E o bază la nouă fel. La Berceno, știi pe asta? Da, o știu. Al Wahda, la echipa a doua, sau baza echipei, pentru că nu e numai Al Wahda, prima echipă sau echipa a doua, sunt și copiii de la Under 10 până la echipa mare. E o bază cu 8 terenuri, e o bază cu hotel, e o bază cu balon, cu aer condiționat. E o bază de teren de basket, teren de handbal, teren de volei, au totul. Deci, au toate condițiile top, nota 10. Nu? Iar echipa a noi, Under 21, e o extensie de la prima echipă. Eu consider... Asta în Abu Dhabi, zici tu. Da, în Abu Dhabi, lângă Abu Dhabi, nu chiar în oraș. Eu am văzut, am fost în vizită la Olăroiu când era în Dubai și era ceva... Adică așa este și aici. Că adică, ești în altă lume a fotbalului. Dacă intri chiar în mijlocul, să spun așa, deșertului, pentru că acolo intri, vezi, de când intri, vezi Marea Luahda Academy, intri acolo și totul e altceva.
E ceva extraordinar. Bun, apropo de ce spuneai mai devreme, că la noi își mai bagă unii nasul sau coada, circulă aici o variantă, tu o confirmi sau nu. Erai la voluntari și încercai să eviți retrogradarea și erai între altele în luptă cu Timișoara, unde era finul tău Neaga, și că finul tău ar fi încercat să umble la jucătorii tăi ca să câștige meciul, ca să zic așa, sau să câștige lupta. E adevărat sau a fost numai un zbon? Da, este adevărat, dar nu e chiar așa de grav. N-a încercat să umble la ei sau să-i mituiască cumva. Ea suna să-i întrebe de... Să-i întrebe de ceasul? Nu, da. Să-i întrebe... Să-i, nu, că băieții mi-au spus, cum joacă, cum jucați, află anumite informații. Nu mă duc până acolo să spun că a încercat să-i mituiască, pentru că în primul rând nu știu și nu cred că el ar fi bine, făcut lucrul ăsta. Cred că aveau cu ce să-i mituiască. Exact. Eu m-am supărat pe el la momentul respectiv, pentru că i-am spus, băi, în afară de faptul că suntem naș și fin și prieteni de 30 și ceva de ani, zic, nu e frumos. Copilărit împreună, exact, la Pitești, da, nu? Da, am făcut de... Bun, dar mai logic era, scuză-mă, să te sune pe tine, să întreba, cum jucați? Da, că asta numim logică, pentru că nu e nimic logic atunci când doi antrenori sau două echipe sunt în luptă directă pentru evitarea retrogradării. Ce să mă întrebe cu un joc? Ai spus, da, deci, am întrebat jucătorii. În fine, am jucat cu el, am și câștigat acel meci în deplasare cu 3-2, așa că n-am avut parte de informațiile corecte. Spune-mi altceva. Hai că o să sărim de la una la alta, așa, ca toată emisiunea, ca lăcustele. Te-ai apucat de antrenorat? E o întrebare, dacă vrei să răspunzi bine, dacă nu e nicio supărare. Te-ai apucat de antrenorat din pasiune, din dragoste pentru a rămâne în fotbal, sau te-ai apucat de antrenorat și din motive materiale? Adică e foarte important. La un moment dat în România a circulat varianta că ai să-i dai 17 milioane lui Chelsea, că a trebuit să vinzi tot ce aveai, o casă la Miami, o nu știu ce. No, ce e adevărat și ce e legenda aici? Asta cu 17 milioane e un lucru încheiat de mult timp, iar casa la Miami n-am vândut că trebuie să-i dau, că n-aveam casă de 17 milioane să-i dau la Chelsea, am vândut-o. Dar până la urmă tu ai despăgubit-o pe Chelsea cu ceva? Nu. Nimic, da? Inițial s-a zis că ești dator vândut, că... Nu. Iar casa am vândut-o pentru că am divorțat de Consuelo și era pe numele ambilor și am făcut partaj. Ca să împărțiți banii. Am făcut partajul, atât, nu mai zic. M-am apucat de antrenorat pentru că îmi place, în primul rând, pentru pasiune, pentru că aveam posibilitatea să stau la birou, am fost atât președinte la Dinamo, director general, cât și manager la... Bun, dar să zicem, iartă-mă, să zicem că nu mai făceai nimic, ai fi avut sau ai suficienți bani culeși adunați din fotbal ca să trăiești încă 40 de ani, să zic? Păi depinde la ce nivel vreau să trăiesc, nu sunt numai eu, sunt și copiii mei, am 4. Să-ți trăiască, da? Da, mulțumesc. Și depinde la ce nivel și ce vreau, adică dacă vreau să stau numai pe bărci și pe vacanțe. Iacht n-ai încă, nu? Am avut, n-am Ai avut. Așa nu cred că își permite nimeni care nu mai lucrează sau... Eu știu, pentru că am avut unele afaceri, am încercat să fac în care am pierdut niște bani atunci și m-am lecuit și de afaceri și nu cred că își permite nimeni luxul ăsta ca să nu facă. Și putea să trăiesc decent ca o persoană normală. Nu, hai să zicem altfel. Hai, acum iartă-mă că sunt sâcâitor. Când ai terminat fotbal, în ziua în care ai jucat ultimul meci, aveai destul? Câți bani aveai? Poți să ne spui? Dacă vrei. Nu vreau să vă spun, dar vreau să vă spun doar că am pierdut în jur de 3 milioane de euro probabil știți, în fabrica aceea de biodiesel care o aveam pe la Oradea. Poate ați auzit povestea cu băiatul la Marțian, care tot... Da, știu povestea. Exact. Da. Atunci am făcut-o când... Mai sunt procese? S-au terminat procese? Nu, s-au terminat. Bineînțeles că nu am ajuns, fabrica a intrat în faliment, s-au vândut alea, în fine, nu m-am ales cu... Deci ai pierdut cam 3 milioane. Cam 3 milioane de euro. Deci bani aveam și bani am. Am spus, ca să trăiesc ca o persoană normală, o să trăiesc liniștit. Acum, revenind la antrenorat, că asta e partea care vreau să vă spun. Te rog. E că când te apuci de antrenorat, nu-ți garantează nimeni
câți bani faci sau că, da, ca să faci bani mult sau dacă reușești. Sau dacă reușești. Eu stau și mă gândesc și mă uit și sunt și la școala de antrenori câți băieți, câți foști fotbaliști vor să fie antrenori. Este foarte greu, este concurență poate mai mare decât ca și jucător. De ce? Pentru că e doar unul, un post. Dacă vrei să fii principal. Dacă vrei să fii principal, la unul. Dacă vrei să fii și secund, asta poate mai ai niște șanse, dar... Iar eu vrând să fiu principal, e doar un loc, normal, cum știe toată lumea, și atunci bătaie pe acest loc și trebuie să fii pregătit, trebuie să studiezi. Normal că trebuie să ai și șansă, trebuie să știi să faci... Trebuie să știi să faci... Viață fără noroc, exact, nu trebuie să faci, să știi să faci anumite... Să iei anumite decizii corecte, pentru că, de exemplu, eu când am decis să plec de la voluntar, eu riscam la voluntar să fiu, să spun așa, să-mi distrug cariera mea de antrenor din fașă. Nici nu începusem bine dacă retrogradam cu voluntariu. Vă dați seama ce se întâmpla. Da, ce... aveai o tinichea legată de coadă. Da, pentru că am reușit, am avut o experiență, v-am spus, la nivel emoțional, care nu mi-a plăcut, adică nu mă așteptam ca antrenoratul să însemne lucrurile astea. Am zis, eu vreau să învăț această meserie pentru a putea reveni în forță și a avea o carieră cât mai lungă ca antrenor și a fi un antrenor bun, că vreau să fiu un antrenor bun, trebuie să o învăț foarte bine și trebuie să studiez. Și pentru asta am nevoie de liniște. De aceea am avut. De aia ai plecat la Budapest, da, mă rog, în Emirat. Acum, eu anul acesta, sezonul acesta, salariu, l-au făcut super salariu, dar când am plecat, eu n-am, cine știe ce salariu. Aveam peste ce aveam la voluntar, ca să spun așa. Da, 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 da. Dar până n-am dovedit că am ieșit vicecampion și am pierdut campionatul în ultimele trei meciuri de campionat, că am făcut 3 egaluri și am ratat 14 metri în aceste 3 meciuri. Și asta o lecție pe care, adică, s-au jucat puțin cu emoțiile mele, ca să spun, chiar la ultimul meci, chiar la meciul care a ratat 2 penaltiuri la 1-1. La ultimul chiar am vrut să plec, că nu știam cum să mai stau acum, ziceam, ca să dea gol. Stau așa, tot felul de superstiții. Pune mâna așa, mâna în buzunar, mă uit, nu mai știam. Și tu ai superstiții? Păi toți avem. Totuși ești generația asta care ar trebui să nu mai am foarte multe. De exemplu, sunt cu totul, nu numai alt om, dar sunt cu totul alt antrenor de când eram la voluntar până în momentul ăsta, și a trecut un an jumătate. Da? Deci cu totul altceva. Că te-ai schimbat, da. Te-ai maturizat. Este cu totul altceva. Este și când am, în primul rând, că nu numai că se îmbunătățește vocabularul tehnic, ca să spun așa, ca antrenor, nu ca pe o persoană normală, dar faptul cum vorbești, nu, deci asta se vede. Se vede la antrenor, vorbești ca un antrenor, nu vorbești ca un fost fotbalist. Dar și ca om, în primul rând, nu numai de un an, dar de 5 ani de zile, sunt cu totul altă persoană, mult mai responsabilă. Am targeturi pe care mi le pun și încerc să le ating. E foarte interesant ce spui și eu te felicit, pentru că nu o să te superi pe mine. Dar au fost destule momente în cariera ta în care n-ai părut atât de responsabil cum ești. Nu, au fost și recunosc și mi-asum această responsabilitate adică pentru acest lucru. Dar ai știut să treci și fotbalul, dar să treci și viața. Adică ai avut nebuniile tale, ca să zic așa. Vorbeam, eu recunosc și, adică nu am ce să spun, asta a fost... fac parte din trecutul meu și nu am să reneg niciodată trecutul sau asta am trebuie făcut, așa am considerat, dar vă spun eu și vă spun și dar aș vrea să vorbesc și cu și asta e valabil pentru toți cei care ne urmăresc și poate trec în clipe grele, că niciodată nu trebuie să-i descurajeze acest lucru, pentru că eu sunt omul care sunt acum pentru că am făcut greșelile care le-am făcut. Adică vrei să spui că ai învățat din ele. Am învățat, a fost tot o lecție și am învățat. Nu le-am mai cum făcut, pentru că nicio greșeală gravă care am făcut eu nu s-a repetat. Am învățat și am știut să merg mai departe și pentru că trecutul nu mă definește pe mine ca om. Eu sunt... E corect. E corect. Am fost un copil, am făcut niște greșeli, am asumat responsabilitatea, am fost criticat pentru ele, am plătit pentru ele, iar în momentul acesta sunt tată, sunt un antrenor, sunt un soț, sunt o persoană matură, am elevi, am jucători care sunt ai mei, încerc să le dau cele mai bune sfaturi pentru că am trecut până aceste lucruri și pentru mine cel mai grav lucru în momentul acesta este irosirea de talent.
chiar dacă unii spun că îți irosești talentul. Și asta le spun și jucătorilor. Chiar dacă unii spun că eu mi-am irosit talentul, aș vrea să le spun nu, că... Nu, eu am avut un alt termen pentru tine și îl știi. Ai fost risipitor. Adică ai avut foarte mult și ai avut din ce să dai, dar uneori ai aruncat ce aveai. Dacă știam la momentul respectiv cum să gestionez anumite probleme din viața mea, probabil... sau nu, sigur, am jucat la cel mai înalt nivel, dar probabil eram cotat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume și probabil eram și între aia trei care spuneați dumneavoastră, erau patru acum. Da, bine, ești pe aproape. Spune-mi altceva, că tot a venit vorba. Crezi că atunci cu povestea cu cocaina de la Chelsea, crezi că Mourinho te-a pândit sau pur și simplu a fost o întâmplare? Nu cred că m-a pândit, nu. Adică... atunci, sau mult timp după, l-am bănuit și chiar de multe ori am dat crezarea anumitor voci care se vehiculau, nu numai prin presă, dar și pe anumite anturaje, că el ar fi făcut acest lucru, dar acum sunt antrenor și mă face să cred că nu, cred că nu e adevărat, pentru că trebuie să fii nebun ca antrenor să faci acest lucru. Dar adică, sigur, niciun antrenor nu vrea să rămână fără un jucător bun. Asta le cel mai bun. Exact, pentru că eu mi-aduc aminte când a venit Mourinho atunci, el mi-a spus mie, eu vreau să construiesc Chelsea în jurul tău. Deci ar fi fost nebun ca să spun asta și după aia, într-o lună, să încerce să mă dea afară. Sau putea să mă dea afară să-mi spună că nu are nevoie de mine și... mă transferam probabil la altă echipă, dar nu cred că am făcut acest lucru. Și cu asta basta noastră. E un episod de care a tot vorbit, au trecut 17 ani de la acel lucru și cred că nu mai am ce să spun despre acest lucru, dar v-am spus, a fost o lecție pe care... Acum ești în raporturi civilizate cu Mourinho, adică vorbești? Da, am vorbit, m-am întâlnit de câteva ori, am vorbit civilizat, niciun fel de problemă, nu am nimic, pentru că nu cred și vă spun, a fost vina mea și atât, a fost un copil. Erai singurul de la Chelsea care trăgeai pe nas, ca să zic așa? Asta e expresia populară. Asta nu știu. Sau erau și alții? Asta n-am luat să știu. Da. Bun, zi-mi altceva. Apropo de sărim de la una la alta, ți-am promis că sărim. Ai trecut în fotbal la nivel foarte înalt. Care a fost totuși cel mai bun prieten al tău din fotbalul ăsta internațional? Fratele tău, dacă a existat așa ceva. Da, e ca român Cosmin Contra, care am fost 10 ani împreună în cameră la echipa națională, am stat 10 ani. Ia încercați regia. E pe drum. Andrei, e pe drum. Ce se duce la Craiova, da. Probabil, da. Vezi, poate îl prindem pe Contra la telefon. Am vorbit cu el mai devreme pentru că mă întrebase de... Ai fost la cursuri, la școală. Am fost la cursuri, am trecut și pe la el, bineînțeles, să-l salut. Și am vorbit... Uite, mai bagă în seamă, e antrenorul echipei naționale. Mala, e nașul meu, în afară de asta, e el pentru voi, e antrenorul echipei naționale. Pentru mine e prietenul meu și naș. Tu ești finul lui Contra și nașul lui Neaga și uite așa. Da, e. În politică, sunteți numai fin și naș. Păi, dacă noi ne petrecem atât timp împreună între noi și câteodată ce... Câteodată ne petrecem mai mult timp cu echipa decât cu nevasta. Normal că se leagă prietenii, se leagă... Ai stat o viață întreagă în cantonamente. Acum ca antrenor... Și acum stau, da. Și acum ești adeptul cantonamentelor, da, sau mai chiar, puțin? Da? Nu, sunt adeptul cantonamentului înainte, o seară înainte de meci, pentru că, dar nu pentru a controla jucătorii, pentru că dacă, eu vă spun, unul cu experiență... Din experiența ta. Nu poți să controlezi jucătorul, dar... Dacă îl faci pe jucător să înțeleagă că această seară nu e pentru a-l controla, ci pentru a se putea concentra, a putea mânca bine, să-și pregătească stomacul pentru un efort important pe care o să-l facă a doua zi și cel mai important lucru, așa cum am spus, să-și găsească concentrarea, pentru că fiecare jucător are modul lui de a se concentra. Eu, de exemplu, vă spun, mie îmi plăcea pentru că mă uitam la filme, nu vorbeam cu nimeni în ziua meciului, îmi plăcea, aveam tabieturile mele ca toți jucătorii, trebuia să le repet, făceam aceleași lucruri. După aia eram foarte concentrat, nu mi-ar da de râs, nu asta. Și îmi plăcea să spun tot timpul, râd după meci, dacă am de ce să râd. Da, multe ori am râs. Frumos spus, râd după meci. Îți spun o chestie. Săptămâna trecută am înregistrat aici ceva cu Mircea Lucescu. Și am încercat să
intrăm în dialog cu Răzvan Lucescu, care antrenează în Arabia Saudită, care avea meci în ziua aia seara. Asta se întâmpla la prânz. Și am zis, Răzvane, uite, taică, tu hai să... Și a zis, nu vă supărați, am meci în ziua aia. Eu în ziua de meci nu vorbesc la telefon. Sunt atât de concentrat pe meci, mi s-a părut foarte ciudat. Adică, bă, i-a spus lui taică, să zic, bă, cam exagerează. Nu, zice... Haideți să vă spun, Naomi, ca antrenor sunt mult mai multe chestii. Probabil le știți și dumneavoastră că sunteți faceți parte din cercul nostru de poate... 40 de ani, nu știu, de 50 de ani. Mai bune, dar nu contează. Vă dați seama și știți la fel de mine. Îl înțeleg perfect pe Răzvan, pentru că nici eu nu vorbesc și soția mea știe acest lucru, îmi trimite un mesaj și eu îi răspund. Sunteți duși în ziua meciului, exact. Pentru că, mai ales ca antrenor, sunt anumite lucruri pe care tu nu vrei să le scapi. Și tot timpul te gândești, da, e bine ce să fac, da, cum, da, dacă ne atac așa, da, dacă asta vă spun așa ce întrebări ne punem, da, dacă ne găsim, mă găsesc momentul ăsta, ce decizie trebuie să iau, pentru că de multe ori. Ca antrenor trebuie să iei decizia pe moment, repede, și trebuie să citești meciul și să vezi anumite lucruri. Și de aceea trebuie să ajungi la meci foarte, foarte concentrat. Vorbim cu prieteni sau vorbim despre alte lucruri, îți distrage atenția de la echipă și de la strategia pe care ai pentru acel meci. Da, e interesant, adică trebuie să fii concentrat 100%. Spune și mie, iartă-mă că te întreb, câte tatuaje ai? Ce scrie acolo? Pe mâna aia scrie ceva. Pe care? Cum? Pe care mână? Pe stânga. Pe stânga. Aici a scrie Tiago. Nu. Nu știu dacă nu m-ați mai văzut. Nu, astea sunt aceleași. N-am mai făcut în plus și nici nu o să mai fac. Ca antrenor nu mai faci, nu? Vă spun acum că chiar îmi vine să zic de ce le-am făcut. Știi că mă gândesc că mă uit așa. Pentru că... Bine, dar asta e. Știi cum e mintea acum... ne vine mai târziu, dar când ne vine așa. Nu prea mai avem ce face cu ea. Exact. Știi? Dar... Sper, eu sunt sigur că mintea mea a venit la cap la 40, mai devreme de 40 de ani până acum și încep să, în momentul ăsta sunt o persoană care sunt să spun așa, mândru de mine. Eu sunt mândru de mine cum ar veni de persoană care sunt, chiar dacă sună puțin ciudat, pentru că îmi place cine sunt în momentul ăsta și vreau să... Bravo, e foarte frumos ce spui. Ca să fiu cinstit și mie îmi place mai mult decât altă dată. Hai să mai sărim de la... Domnul Crăițoiu. Crăițoiu este producător acestei... Nu-l prindeți pe contră. Nu răspunde. Poate îi dați un mesaj, ceva. E ocupat. Dar, pleacă la Crăiova. Eu știu, dar acum... Împreună cu Rădoi. Da, sunt deja pe drum. Mirel chiar a plecat puțin mai devreme. A fost învoit tocmai pentru a putea prinde meciul. Pentru că nu știu... Bun, și când luați diploma asta? Pe anul decembrie. La anul decembrie? Durează un an jumate. Trebuie să mai învățați. Durează un an jumate, sunt 15 module, înainte erau 8, 9, acum sunt 15. Chiar glumeam cu domnul Apăzan și cu cei de acolo. Spuneam, v-ați găsit acum să faceți toate astea? Cobai, zic, nu putea să începeți cu generația următoare. Acum, în loc de 360 de ore, cât spune UEFA, facem 550, chiar 600. De la ora 9 până la ora 6, să ne dă o pauză unde mâncăm la prânz toți împreună, dar rest stăm... Pentru tine nu e simplu să vii din Emirate, vii din Abu Dhabi. Da, asta e singura problemă și eu sunt, bineînțeles că o să încerc să vin la toate, pentru că nu pentru că, în afara faptului că trebuie să fii prezent, dar mie chiar îmi place, sunt multe lucruri pe care le înveți și... Aș fi... Dacă nu vii, bănuiesc că nu iei diploma. Adică... Da, nu. Te da afară și mai departe. Și pe lângă taxa, care e o taxă care nu e chiar așa, să spunem, de nebagat în seamă. Pentru că sunt în jur de... Sunt 23.000 de lei. În jur de 6.000 de euro taxa pentru asta. Iar dacă odată ce ai plătit și te dau afară, e pierzi, nu ții de înapoi. Ai pierdut banii. Exact. Da. Bun, adică... hai să trecem la altceva. Zim, deci, spuneam eu mai devreme, știe de fapt toată lumea, că ai 35 de goluri marcate în națională ca și Hagi. Pe final de carieră au fost voci că ai mai fi putut să joci, dar că, mă rog, ai că fi fost... Că cineva m-ar fi oprit. Așa, te-a sărit din schemă, tocmai ca să nu-l depășești pe Hagi. Crezi în chestia asta? L-am auzit și eu, nu știu ce să spun. E mai mult o invenție a presei sau tu ai ținut morțiș să-l depășești pe Hagi sau... Ți-a fost mai degrabă indiferent? Nu mi-a fost indiferent, vă dați seama, pentru că pentru mine Hagi e și acum un etalon al fotbalului nostru, a fost un idol al meu în copilărie și normal că mi-am pus unul dintre scopurile sau unul dintre visele pe care le-am avut,
era să-l depășesc pe Hagi, normal. Așa cum o să vină cineva din urmă și scopul lui va fi să-l depășească pe Hagi și pe Mutu în acest clasament și probabil o să ne depășească la un moment dat. Dar normal că ținem să-l... Ei, asta aș fi, adică, zice, aș fi... Recordurile sunt făcute ca să fie exact. Mutu. Normal că pentru mine și nu știu de ce ar fi... N-ar fi ceva rău, nu? Ar fi ceva foarte... Și așa mă mândresc, vă dați seama dacă și eram și pe primul loc și singur, că mă mândream și mai tare, dar... Acele voci, nu știu dacă sunt adevărate. Dacă sunt adevărate, ar să le fie rușine, ce să spun. Da, la... Onisoaki Malipas. Dar de aceea pare mie rău e că de-a lungul, să spun așa, a 14 ani, a celor 14 ani care am fost la echipa națională, meciuri cu San Marino, meciuri cu Luxemburg, cu echipe de-astea, să spun, care nu era... Ușor de bătut. Ușor de bătut, nu veneam. În primul rând că mă gândeam că am meci în campionat și trebuie să mă odihnesc. Și dacă ai fi venit la astea, ai fi avut mai multe goluri. Că eu am 35 de goluri în 77 de meciuri, Hagi are în 126 de meciuri, deci Hagi are încă 50 de meciuri în plus față de mine. La tine e mai dens, deci e frecvența mai mare, ca să zic așa. Păi nu, am și cele mai multe goluri în meciuri oficiale, eu din asta sunt golgheter în meciuri oficiale all time. Bun, dar ai simțit că au evitat chestia asta special sau doar sincer, nu, ni s-a părut nouă? Nu știu. N-am simțit. Nu eram nici într-o formă foarte bună atunci. Clar. Da, vorbeai de San Marino. În San Marino a fost incidentul ăla cu, da, cu Tamaș, nu? Păi era, da, a fost incidentul ăla cu Tamaș. Chiar râdeam după ani buni de zile de la acel incident. Îi spuneam, Brenea, că zicea Pițica că... Bă, Adi, bă, da, să faci lucrurile astea acum, zice, vezi că ești ca antrenor și asta, ziceam, Brenea Pițica, ai dreptate, perfect dreptate. Dar și Mata spuneai că e meci greu cu San Marino și că e o echipă foarte periculoasă și când ai spus cine e, ai spus ăla era contabil, unul era pe la un bar, unul nu știu mai ce era. Zic, dacă ne băteau și ăștia, când ți-am spus că dacă ne bate ăștia, mă las. Adică Neapiți avea darul ăsta să facă, în orice meci era cel mai greu meci pe care putea să ca să vă... Da, bine, așa ne motiva. Să vă concentrați. Și noi ne dădeam și noi seama câteodată, nu și aveau rostul aceste, să spun, motivarea asta exagerată, pentru că noi uitam și noi la Luxemburg, noi uitam și noi la San Marino, la Piții, jucăm cu bucătarii ăștia, adică chiar așa ne bată ăștia și mai ales că, credeți-mă, nu știu, răutatea pe care o aveam noi și curajul cu care abordam anumite meciuri, nu le văd astăzi la echipa națională și am spus și, nu, și lui Cosmin, chiar dacă... Apropo, ajungem la echipa națională. Exact, dacă dumneavoastră, sau dumneavoastră, GSP-ul câteodată îl critică și pe altă, aia nu răspunde la telefon. Nu, la mine a răspuns la telefon. Da. Nu, eu cred că sunt niște critici gratuite în momentul față, dar trebuie să ne uităm în primul rând ce material are la echipa națională și câteodată când afrontăm, când jucăm contra unor echipe de genul Spaniei, de Italia, Spaniei, Franța și așa mai departe, avem prea mari pretenții de la noi. Sigur că da. Eu sunt de aceeași părere cu tine. Știți, adică noi am vrut să fim campion mondial. Exact, am avut o generație importantă, cea lui Gică, Hagi și ceilalți. A fost o perioadă în care generația mea, eu o consider o generație bună, Chivu și ceilalți. Exact. Probabil o să vină acești băieți de la Under 21 care ne dau speranțe și ne dorim cu toții, o să vină în câțiva ani. Cred că în momentul de față nu sunt toți pregătiți să facă pasul. Legat de asta, ești adeptul ideii ca generația asta Under 21, să zic, să intre în grup la echipa națională sau treptat așa să sita, să cearnă? Cum ești? Că aici a fost o discuție. Depinde ce se vrea și care este targetul nostru ca Federația Română de Fotbal și lumea trebuie să înțeleagă. Adică aici noi trebuie să facem, dacă Cosmin sau cine va fi la echipa națională sau în viitor, va face lucrul ăsta, riscă foarte mult, pentru că, cum știți și dumneavoastră... Adică să-i promoveze în grup. Adică înseamnă ca să bagi 80% din băieți, hai să zicem, nu pe toți, dar să bagi 7-8 jucători, să-i bagi în teren, riști foarte mult, pentru că este alt nivel, este altă viteză de joc, alt ritm, este altceva, nu este Under 21. E diferență între Diferență under foarte, 20. Foarte mare, altă presiune. Iar dacă dumneavoastră, și când ia dumneavoastră presa și prin
asta și publicul nu are răbdare, să fie o nenorocire, să fie o avalanșă de critice. Să fie lumea nu are răbdare, oricum sigur sunt, n-are. Dacă nu avem, dacă nu avem răbdare, nu avem cum să facem acest pas. Și eu vă spun că nu avem răbdare și pentru că sunt interese mari, presiunea este foarte mare, este echipa națională. Noi suntem prea mândri și vrem prea mult de la o echipă care cea mai mare performanță a fost un loc, cât am luat? 6, 4, 6, cât am luat la mondiale. Cu Gică, cu Hagi. Da, 6. 94. 94, cu ce loc am luat? 6, nu? Locul 6 sau 4? Da, nu, 4 în niciun caz. 5. 5, da, ok. 5. Deci asta a fost cea mai mare performanță noastră, deci, și de presiune foarte mare. Eu cred că... Bă, da, 5 în lume, Adi, azi suntem 40. 32, 38. Nu, a fost o performanță extraordinară, ca fel, nu avem nimic de spus, dar a fost și o generație de excepție. Asta, uităm. E adică, adevărat, sigur. Dacă nu există material, nu putem să cerem. Adică dacă lui Hagi și ceilalți, sau și nouă chiar, ne cereați anumite lucruri, erați îndreptățiți. Dar acum mi se pare că le cerem mult prea mult. Acum ar trebui să încercăm să-i promovăm pe acești băieți, să avem mai mult pe acești băieți la Under-21, cei care merită, bineînțeles, și care ne dovedesc că fac față la acest nivel când o să ajungă la echipa națională, cu... pentru că sunt mulți acum care nu pot să facă față. Părerea ta, nu știu cât de atent mai urmărești tu campionatul României, îl urmărești? Da, da, îl urmăresc. Bun. Dan Petrescu, care e campion cu CFR Cluj, este adeptul jucătorilor mai în vârstă cu experiență. Gică Hagi vine cu o echipă de puști, cu o echipă de mânci, cum zicem noi. Cam, bine, ideal ar fi să ai și de-aia și de-aia, aia clar. Păi asta are Hagi. Da. Hagi nu are numai tineri. Are majoritatea, sunt tineri, dar are vreo 2-3. Bine, nu mai are, că a vândut mulți. Da, da, nu, și că produce fotbaliști în fiecare an și asta e ceva care nimeni nu poate să ia acest lucru lui Hagi și viitorului. Constanța, ei va face, acesta a fost scopul lui și l-a reușit. Dar și Hagi, dacă vă aduceți aminte, când a început numai cu tineri, lua de 3-4-0. Și a dat seama că e nevoie, pe lângă acești tineri cu talentați, e nevoie de experiență. De ce cred eu că face acest lucru? Ca să reușească să-i crească pe acești jucători, Adam Petrescu să mizează pe experiența lor, pentru că în anumite momente ale meciului sau în anumite, să spunem, momente ale campionatului, și mai ales cum e CFR-ul care se bate la campionat și viitorul care se bate aproape în fiecare an la campionat, ai nevoie de jucători care știu să gestioneze anumite momente, ai nevoie de experiență. Dacă... Da, sigur. Pentru că CFR-ul trebuie să câștige campionatul. Deci Hagi, dacă nu câștigă campionatul, produce jucători. Deci obiectivul și pe undeva. Bine, eu cred că Hagi n-ar fi sfârșitul lumii dacă exact, nu cred că obiectivul lui Hagi... Atunci ar fi o dramă. Exact, asta e. Atunci nu poți să faci. Obiectivul lui Hagi e de produce jucători. Nu e de a câștiga neapărat campionatul. Probabil merg mână la mână, braț la braț, dar nu e principalul. CFR-ul e principal. Și ai nevoie de experiență. Corect. Adică eu cred că și Hagi, când a ieșit în Europa, a avut meciuri grele. Cu... Da, și rezultatele general, n-au fost. Au dezamăgit. Acolo ai nevoie de alt gen. Probabil dacă își ține și ținea toți băieții ăștia care i-a dat și a vândut peste tot, avea o super echipă acum și mult mai experimentat. Sigur. Dar n-ar fi putut să trăiască. Dar nu, cum mergea înainte, exact. Da. Câte minute mai avem? Spuneți-mi ca să știu cum mă orientez. 20? Mai tăiască, e prea mult, ce Dumnezeu. Bun. Crăițoiu, vă mai sunate, care e producătorul emisiunii, mi-a pus aici 1.000.000 de întrebări. Unele sunt poetice, așa. Ce dacă se va scrie o veți scrie o autobiografie, ce titlu i-ați da cărții? Ia auzi. Deci dacă ți-ai face autobiografia, dar sunt poetice. Generația asta tânără e cel mai mare, cel mai tare, cealaltă. Toate deșertăciunile astea. O să fac și chiar mă gândesc serios să fac, pentru că sunt anumite, aș vrea să povestesc și, să zic, celor care mă iubesc, care m-au iubit, care m-au susținut la echipa națională, vreau să le spun anumite întâmplări din viața mea și povestea care a vieții mele ca fotbalist, pentru că merită acest lucru. Și mai e o întrebare asemănătoare. Dar titlul, nu știu. Ce actor ai alege într-un film despre viața ta? Ai putea să-l joci tu, nu? De ce să... Na, da. Că am spus, singurul lucru care mă pricep cel mai bine e fotbalul. E adevărat. Și asta vreau aici, vreau să rămân. Asta cu
poate am eu, spun anumite persoane că am față de actor și asta nu mă interesează. M-a impresionat poate când era mai mic, în momentul ăsta chiar nu mă interesează deloc. Italienii ziceau il fenomeno. Românii, noi asta am zis... Asta ar fi un titlu, dar eu știu acum pentru, nu e, aș vrea să fie un titlu... Pentru film sau pentru carte? De carte vorbeam, dar aș vrea un titlu mai românesc, așa nu... Il fenomeno e ca și românește, ce Dumnezeu. Oricine da. Cine ți-a zis prima oară il fenomeno, știi? Nu știu. La Firenze, nu știu. Dar nu știi, un anume ziarist, un anume... Nu, galeria, anume spunea, galeria. A, galeria. Pentru că acest fenomen venea de la, strigau și lui Baggio, Roberto Baggio, când juca Baggio la Firenze. Tot il fenomen. Tot il fenomen, după aia Baggio a plecat la Juventus, s-au simțit trădați, pentru că sunt rivala de moarte a lui a Fiorentinei. Și am venit eu de la Juventus. Invers, la Fiorentina. Da, adică drumul făcut și invers. Am luat și numărul 10, care pentru ei, 10, cum e la noi 10-le la echipa națională. Dar Hagi a făcut o pledoarie acum pentru numărul 10. Da, și tu ai jucat cu 10. Da. Hagi are dreptate în ceea ce am văzut, ce pledoarie a făcut. Multe lucruri cu care totodată nu sunt de acord cu ce spune Gică câteodată, dar în ceea ce privește numărul 10 sunt de acord cu el. Adică acest număr, eu când l-am luat de la Hagi, că spus, avea o tonă. Acum l-am dat mai departe, am mai pus o tonă pe el. Da, cine le are două tone. Pentru că înaintea lui am jucat Mutu și lui Hagi. E greu de dus tricoul cu numărul 10. În ultimii 20-25 de ani, deci, jucătorul care ia acest tricou trebuie să-l onoreze, dar nu numai prin faptul de a fi prezent la echipa națională, ci din apel. Te întrerup o clipă că a răspuns contra. A. Cosmine, bună seara! Bună seara! Suntem în studio cu Finu, cu Adrian Mutu. Mă bucur. Mă bucur că sunteți cu Adrian Mutu. Aveți despre ce să vorbiți cu el. Da, păi tot vorbim. Ia spune, după părerea ta, va ajunge antrenor la fel de mare cum a fost jucător? De ce să nu ajungă? Păi dedicat, îi place meseria asta. Asta e important, să-ți placă meseria. E conștiincios, face treabă foarte bună în momentul de față acolo unde este și sigur dacă va continua la fel, va ajunge. De ce să nu ajungă? Trebuie să ai și un pic de noroc, dar sigur are calitățile necesare să ajungă. În viață fără noroc e mai greu, indiferent de domeniu. Întotdeauna, întotdeauna. Mulțumesc, n-aș le dau o pizza. Cum, auzi? Da, până normal. Bine, vrea să devină antrenor mare, să-ți ia ție locul la națională. Nu, nicio problemă. Îl las cu cea mai mare plăcere. Dar, în general, par nemulțumit, Cosmine. Destule atacuri. Eu? Da. Eu? Nu, da. Eu sunt... Așa trebuie să te obișnuiești cu rolul pe care îl ai și trebuie să vezi dacă aceste atacuri sunt întemeiate, da, bine, întemeiate sunt, anumite lucruri trebuie să fie întemeiate și sunt critici care constructive, care înveți din ele și de aici, ca să iei din anumite critici lucrurile foarte bune, dar părerea noastră că se scoate în rezerv doar lucruri negative. La noi s-a jucat doar în viză cu Spania, bine, asta, la noi s-a jucat doar ultima sezintă. Ăsta e stilul nostru, numai la noi, ce la noi ce nu, putem să, nu putem să spunem niciun lucru bun despre jucătorii echipei naționale. Nu. Cosmine, hai că nu te, mai, nu te mai ținem că ești în drum spre Craiova. Mai am o rugăminte. Povestește o chestiune amuzantă cu Mutu de la echipa națională când jucați împreună. A stat vreodată în cameră? Am stat vreo 10 ani în cameră. Așa. Și sfărăia? E adevărat că sfărăia? Nu e adevărat. Nu sfărăia. Chestia amuzantă cu Adi era îi plăcea foarte mult cum arată bine. Arăta și bine din punct de vedere fizic. Îi plăcea foarte mult să facă foarte multe abdomene, să aibă fizicul ăla impecabil, nu? Și se uita foarte mult în... Sigur, își dădea cu parfum scump, cu creme, cu... Nu, uitam prea mult în oglindă și mă certa. Cum? Ce zici? Uitam prea mult în oglindă și mă certa. Auzi, e adevărat că îl certai că se uita prea mult în oglindă? Îl certam, îi mai dădeam așa câte una, că prea mă enerva, era prea frumos față de mine. E adevărat. El e frumos față de toată lumea.
Da, bine, mulțumesc da. Mult, drum bun, vă duceți la Craiova da. Cu Rădoia. Emisiune plăcută, da. Numai bine, Cosmine, să fii sănătos. Numai bine. Mulțumesc mult. Numai bine. Adică am ajuns la sfârșitul emisiunii, am ajuns la sfârșit, e corect, am zis? Bine, dacă ar fi după voi, nu mai plecăm până mâine dimineață, mai avem... Bun, zi ceva fără să te provoc eu, așa, ce... Nu, nu încep să zic. Familia, soția e cu tine? Da, soția, copilul sunt cu mine. Nu, ce aș putea să zic este... Eu dacă aș... Arabești, ai învățat ceva, un cuvânt? Da, câteva cuvinte, da. Salam aleikum și atât. Aleikum salam. Nu, am învățat, cum se spune, intră în centru, că se spune dahel, am învățat... Agu al pas înseamnă dă pasea mai tare. Majum înseamnă... Majum? Că, da, când vine... E simplu, că te gândești la da, majum. Da, păi da, când am abunit, m-a abunit râsul. Că, când vine omul, când te atacă și vine, cum se spune în românește, vine, în termen fotbalistic, ei se spun majum. Shuvel cura, uite-te la minge. Shuvel cura. Shuvel cura. Da, e frumos. E o limbă frumoasă. Cred că nu înțeleg nimic. 25 de ani să o înveți bine. Da, că... Dar așa termen fotbalistic. Este o limbă grea. Este foarte frumos acolo. Băieții sunt foarte respectoși, muncesc foarte mult. Sunt ei așa puțin cam relaxați. Toată lumea râde că fotbalul de acolo e fotbal de cămile, că nu știu, că... Cum a spus dumneavoastră bine ce a spus lui Cosmin, că astăzi, în ziua de astăzi, nu e niciun meci, nu mai e ușor. Nu mai există echipe mici. Nu mai există, pentru că s-a dezvoltat într-un mod incredibil. Fotbalul peste tot, cum vedem. Și pe insulele Ferai acum te gândești că dacă nu dai gol repede, o să fie greu. Înainte ne gândeam, 7-8, câte goluri dau azi. Da, și așa mai departe. Și așa este și acolo, pentru că este o infuzie de antrenori străini foarte mare și vine antrenori cu nume. Acum a mai rămas Gibraltarul și Andorra, dar și Andorra a început să salte. Exact, și încep acum și încep încet, încet, învață, fac pași și o să vedeți că o să se schimbe peste tot, o să fie foarte greu, mai ales și cu... acum, pentru că eu, în ziua de astăzi, în fotbal, toți știu să fac antrenamente cu această tehnologie, cu asta toți, adică... Eu și dumneavoastră și asta, dacă ai preparator bun, dacă ai niște oameni, dacă puțin studiezi, nu foarte mult... poți să faci un antrenament lejer. Ce contează și ce e pentru mine sunt alte lucruri, cum știi să-i motivezi, psihologia, cum știi să gestionezi grupul. Bun, și așa acum, mai departe. Sunt lucruri pare asta. Să-i motivezi, cum să-i motivezi pe ăștia de la Al-Wahda? În ce limbă vorbești cu ei? Engleză? Engleză, vorbesc toți engleză. Toți engleză foarte bine, sunt școli în bilingue. Și în arabă și engleză, deci sunt... Da, da. În Emirate se vorbește. Engleză e practic limba oficială. Da. Se vorbește. Toată lumea vorbește. Vorbesc foarte bine. Băi, sunt de când sunt altfel, mici. Dacă nu știi cu translatorii, e un pic mai greu. Eu nu sunt de acord cu translatorii. Adică prefer să repet anumite lucruri și să mă fac înțeles. Și chiar dacă nu știe, să spunem cineva, pentru că la echipa mare mai sunt jucători care nu știu că la o vârstă. Ăștia mici toți știu. Pentru că s-au schimbat și acolo lumea. Da, sigur. Prefer să aduc un jucător și să-i traducă eu. Păi nu-mi place translatorul, pentru că translatorul o să fie că, în afară că spune, dar pe alt ton, eu spun ceva magic și așa, și el traduce, sau, băi, băieți, trebuie să facem, hai că putem și nu știu ce. Și greu să traducă potamă. Și el spune, hai băieți, trebuie să facem, hai, adică eu vreau să-i motivez înainte de mine și el vorbește normal, adică... Da, corect. Și e greu să transmită exact gândurile. Exact. Da. Și atunci prefer, în engleză, care vorbesc foarte bine, să-mi vadă emoțiile, să simtă tonalitatea pe care o spun, pentru că faptul ăsta îi motivez. Iar eu ce înseamnă pe motivație? Să-l faci pe jucător să-ți dea 100% din talentul care îl are și să nu numai ție, dar pentru echipă. Domnilor și domnilor, mă încheiem aici. Îi mulțumesc lui Adrian Mutu, l-aștept de câte ori va veni în România și când va fi antrenorul echipei naționale. Studioul e deschis. Ne reîntâlnim miercuri seara de la 8. Ioan Ițoaia vă urează tuturor până atunci să vă meargă cât mai bine.